bună dimineața, în primul rând, și conferința de astăzi, referitor la Gala Sportului Iașean, și este organizată de Consiliul Județean Iași, împreună cu Direcția Județeană de Sport și cu Inspectoratul Școlar din Iași. Este pentru prima dată când Consiliul Județean organizează această gală și a luat în calcul absolut toate aspectele, toți sportivii și cei care investesc în infrastructura de performanță a sportului. Eu, după cum foarte bine cunoașteți, sunt un susținător al sportului și aș reaminti că am reușit să aduc singura medalie de aur olimpică în Iași. Iașiul, de fapt, nu deține decât două medalii olimpice, una de aur și una de bronz. Bucuria e mai mare când este un sportiv care l-am luat de mic și l-am ajutat să ajungă la înaltă performanță. Evenimentul este organizat, după cum foarte bine cunoașteți, de 93, de către Direcția Județeană de Sport, pentru a nu fi și alte întrebări de ce nu iese și primăria. Direcția Județeană de Sport a înaintat cererea de coorganizare și primării, dar nu a dat curs. Noi am dat curs în luna noiembrie, în luna decembrie, în ședința de Consiliu Județean, am aprobat parteneriatul cu Direcția Județeană de Sport și apreciez foarte mult faptul că și inspiratorul școlar județean și-a dat girul pentru a participa la această gala a sportului, deoarece ei sunt printre primii care îndrumă pașii copiilor spre performanță, spre sport, spre sănătate. Noi am aprobat în ultima ședință și includerea în bugetul Consiliului Județean pe acest an și a Centrului de Excelență pentru Fotbal. De ce pentru fotbal? Deoarece am avut intenția de la Federația Română de Fotbal și ne-a înaintat propunerea pentru a înființa la Iași un centru pilot pentru performanță. Începând din toamnă, vor fi 20 de copii. Începe o selecție din luna martie, 80 de copii, 40 și 20 vor veni la Iași, pe lângă liceu cu program sportiv, și își vor desfășura activitatea pe această linie și vor fi cei mai buni juniori. Îi vor antrena profesori de sport, vor avea psihologi, vor avea cadre medicale, ceea ce în mediul rural nu poate. Aș menționa că această clasa respectivă va fi condusă de unul dintre cei mai titrați profesori, Marian Andrei, antrenor cu o carte impresionantă de vizită la nivelul copilor și juniorilor. Aș menționa că a adus juniori la echipa națională, printre care Alexandru Crețu, care cunoașteți, mijlocaș, care acum e la Maribor, Andrei Hergelegiu, tot dumnealui l-a descoperit și l-a îndrumat primii pași în fotbal, Ilian Panțiru, fundaș la Politehnica. Aici vorbim despre oameni dedicați sportului. Tot mâine se va semna și protocolul de intenții, Comitetul Olimpic Român, pentru un protocol care va susține sportivii de înaltă performanță, sportivii care pot să meargă la Olimpiadă în 2020-2024. Ce o să fie la centrele de excelență? Am făcut un grafic. Să vedeți implicarea Consiliului Județean cu ajutorul Inspectoratului Școlar și a Federației Române de Fotbal. Ne vom implica pentru că centrul de excelență atât în județ, cât și centrul județean. Vor fi 4 OAT-uri care au performanță acum și sunt deschise pentru astfel de centre. Începem cu centrul de la Ruginoasa. Aici, luna februarie, din nou vom pune pe tapet, în ședința de Consiliul Județean și sper ca să sensibilizeze consilierii de la PNL și la PMP să voteze. Nu în fiecare ședință vom avea pe ordine de zi crearea de centru de la și centru de excelență de la Ruginoasa.
Hai să adresează pentru 6 comune. Într-adevăr, domnul președinte a organizat foarte bine acest parcurs a copiilor. Ei, de fapt, când termină clasa 8-a, aici era ruptura între juniorii republicani și grupele de copii și juniori, drept pentru care cele 20 de grupe, în special să vă referi la copii care vor continua liceul, deci clasa 9-a, la LPS, unde vor avea antrenor foarte bun, unde vor avea condiții de antrenament superioare față de zona noastră în centrele zonale. Eu vreau să vă asigur că dacă acest proiect se va aplica, vom avea în plus în județul Iași o echipă de juniori republicani care, pot să pun pariu de pe acum, o să fie pe primul loc înaintea LPS-ului și înaintea Politehnicii Iași. Vă spun lucrul ăsta pentru că copiii din zona rurală sunt un pic mai bătăioși, un pic mai rezistenți și sunt convins că descoperindu-i din toate comunele județului Iași, se va forma într-adevăr o echipă bună, o echipă care va reprezenta Iașul cu demnitate în alături de echipele din campionatul republican din zona București, zona Constanța, zona Ardealului.